această seară vă prezentăm un caz care m-a surprins și pe mine ca anchetator. La un an de zile de la comiterea unui omor, un bărbat s-a prezentat la poliție recunoscându-și fapta. Mustrele de conștiință, regretele nu mai lăsau să doarmă, așa că a ales să povestească oamenilor legii grozăvia pe care o săvârșise. Ceasul, iar întârzi, iar se amăstru de mine. Lasă, că la cât te plătești, ar trebui să mai închidă și el ochii. Ar trebui să se gândească că avem doi copii acum. Eu cum spun că mă plătesc prea mult pentru când muncesc? Da, lor le convine. Toți își fac vacanțele la turci, au case, mașini. Auzi? De ce nu te duci și tu cu tata în Spania? Am putea și noi să avem de toate. Nu să văd. Uite, poate mă împrumut de undeva de bani până una alta și vorbesc pentru anul cu tactul. Nu aș vrea să pierd slujba asta. Foarte importantă. Păi cu banii de la maică ta ce ai făcut? I-ai făcut praf. Ai vândut și mașina. Nu mai avem nimic. Măcar o mașină să luăm. Bine. Hai că văd eu cum fac. Mamă, ce nu fac eu pentru prințesa mea? Eu plec, ne vedem diseară, da? Da, da, bine, pa. Băia cu minte, venea și el la, ca la socrii, cu câte ceva, eu știu, cumpărături, cum se duce omul la țară. Pentru un grătar, mă rog. Nu era un băiat impulsiv, așa că era mai iute. Fiind tânăr, un pic mai ambițios el, să mai iute așa, să facă el repede, să... Nu a vrut să meargă cu mine în Spania, a zis, mă, câștigi mai mult decât câștigi în țară, nu, ce pe vreo să stau acasă, ce... cu Lavinia, cu copilul, că avea un singur copil atunci. În rest, cum v-am zis, venea la țară sâmbătă, când era liber, duminica, la un grătar, se ducea înapoi, stătea în oraș. Stătea la mama lui. Și maică s-a vândut apartamentul. Sunt trei frații, generele meu, încă un frate și mare o soră. Le-a împărțit banii. Generele meu i-a venit o parte de bani și a luat o mașină. Și în decurs de 3 luni de zile n-a mai avut nici banii, nici mașină. Azi ai mult de umblat? Pe la cât te întorci? Nu știu. Cred că dacă merge bine, pot să ajung pe la un 5 acasă. Aha. E ok. Da, dar problema e că l-am pe ăsta care mă bate la cap cu 1000 de dolari. Că nu prea are ăsta de unde să-mi dea mie. Aha. Mm-hmm. El zicea că are o casă veche pe la Spineni, însă nu știu ce să spun despre chestia asta. Că... Mă rog, mă întâlnesc cu el la prânz și vorbim. Vedem ce facem. Ai grijă, te rog. Și așa avem destule probleme cu ăștia care n-au cu ce să plătească. Da. Bine, am plecat. Bine. Pa, pa. Pa, pa, zi bună. Mersi.
avea 24 de ani și lucra la fabrica de cauciucuri din Slatina. Încerca să se redreseze după pierderea banilor, dar parcă totul îi mergea pe dos. Deși avea un salariu destul de bun, devenise insuficient pentru nevoile familiei sale în creștere. Vecinul său, Luci, era în schimb unul dintre cei mai înstăriți oameni din localitate. Avea 38 de ani și se vedea că afacerile îi merg bine. Se ocupa în principal cu vânzarea, cumpărarea de valută sau alte mici afaceri. Cămătărie, să-i spunem. Să-i spunem și cămătărie, da. Alo. Da, vezi că o să mai întârzi puțin aici, că mai am niște treabă. Da, o să-ți dau un telefon imediat ce termin și după aceea ne vedem, ok? Bine. Bine. Hai, salut, frate! Noroc! Cum merge? Bă, slab! Slab. Cum așa? Slab. S-au învârtit toată ziua gabării pe aici. Ei, nimic n-am reușit să văd. N-am mers nicio combinație, nimic. Poate mai sus, pe primărie, așa, dacă m-aș duce mai încolo. Aha. Bun, bun. Încearcă pe la primărie. Eu trebuie să fug până în centru acum, repede, de urgență. Și după aceea, cum termin acolo, vin și ne vedem, ok? S-a făcut, s-a aranjat. Ne vedem mai târziu. Hai, noroc! După ce s-a văzut coate goale, adică fără niciun ban, fără mașină, fără casă și fără nimic, probabil că fiica mea îi reproșa. Ia uite ce ai făcut, ce ai dres. Vă dați seama că automat s-a enervat, dar la nervi se produc multe. E bine că oamenii să lasă nervii acasă, oriunde ar pleca, indiferent cât de grea ar fi situația sau problemele pe care le întâmpină în viață. La noi nu era cunoscut ca o persoană cu probleme comportamentale, nu era cunoscut cu o persoană care făcuse ceva probleme, nici infracțiuni, nici contravenții. Avea dușmani? Manipula sume de bani, posibil în meseria asta să îți atragi destui dușmani care nu pot să plătească la timp, care nu sunt mulțumiți de modul cum au decurs afacerile. Sau care sunt executați din punct de vedere financiar. Sau care au suferit din cauza lui. Du-te în Spania. Avem nevoie de bani. Du-te cu tata. Ai pierdut toți banii. Familia în general este locul în care ne valorizăm. Și dacă apare o deteriorare a imaginii noastre, cel cu imaginea deteriorată încearcă de multe ori pe căi legale să-și redobândească imaginea semnificativă. Era totuși tată de familie, întreținător. Ei, dacă nu reușește prin căi legale, este foarte posibil sub presiunea unui partener să recurgă și la căi ilegale. Avuse o relație, să zicem, de afaceri. Niște bani împrumutați, datorii, nu mai avea bani. S-a întâlnit ca să lămurească eventual modul în care îi va restitui acea sumă de bani. Ai noroc, frate! Salut, salut! Ia zi, care-i treaba? Ai nevoie de bani? Eu cu nevastă mea vrem să ne cumpărăm o mașină și eu am strâns bani de la servici, dar nu mi-au ajuns. Ia zi, poți să îmi dai și mie $2000? $2000? Păi dar la telefon am vorbit pe 1000. Știu că așa am zis, dar nu mi-ajung. Bă, știi tu cum e, frate, dar brânzai pe bani. Auzi, tu ziceai că ai casa aia veche, nu? Da. Vreau și o să o văd.
Hai frate, că mă știi. Mă știi și pe mine, știi da, și... Da, te știu și pe tine. Am fost vecin. Ți-a mai dat bani, ai întârziat două luni cu ei, a trebuit să-i trimit pe băieți după tine ca să te convingă. Știi ce s-a întâmplat și atunci? Hai mă, Luci, că nu se mai întâmplă. Bă, nu se mai întâmplă, dar vezi că dacă mai întârzi o zi de data asta... Nu întârzi. Știi ce se întâmplă că vin băieții la tine? Ți-i dau imediat. Imediat. Bine, hai, treci. Mersi mult. Soția l-a contactat de mai multe ori telefonic și nu a mai răspuns. Era o persoană bine organizată și mai ales din punct de vedere familiar și respectau niște reguli, inclusiv cea cu masa la ora fixă în familie și așa mai departe. Ar fi comunicat dacă intervenea ceva. Ori asta a dat foarte mult de gândit membrilor familiei și atunci au intrat în panică. Alo? Bună ziua, aș vrea să raportez o dispariție. Soțul meu... nu s-a întors acasă. Nu vă rog să mă credeți, așa ceva nu s-a mai întâmplat. Da, el vine întotdeauna seara să mănânce cu noi, nu... Da. Vă rog să mă credeți, simt că ceva rău s-a întâmplat. Aici, lângă piața Zahana din Slatina, este locul în care victima își făcea veacul. Până într-o zi când a dispărut din peisaj. Cunoscut de foarte multă lume, văzut zilnic, întreprinzându-și afacerile, lipsa lui a fost sesizată imediat. Probabil că multe persoane lăsate pe drumuri chiar de el și-ar fi dorit acest lucru. Dar cine ar fi crezut că un gând al unui om necăjit se poate transforma într-o realitate macabră? Practic, la început a fost semnalată doar dispariția. S-au făcut verificări pentru această dispariție. Ipoteze, într-adevăr, puteau să fie mai multe, să părăsească voluntar localitatea pentru rezolvarea unor probleme financiare personale sau să fie răpit pentru bani. Bună ziua! Cu 37 de ani, făcea afaceri ilegale în Slatina, schimba valuta la negru. A fost dat dispărut pe 17 septembrie. Soția a anunțat imediat poliția și nu a mai avut liniște de atunci. Cei care l-au văzut ultima oară pe bărbat povestesc că în ziua în care a dispărut a primit un telefon, după care a spus că revine în 20 de minute. Nu s-au mai întâlnit cu el de atunci. Perioada aceea venisem eu în concediu din Spania și am zis, hai să mergi cu mine. Și am zis că merge și el. Deci îmi plăcea. Muncea, deci în credință.
Iar seara când venea, eu n-aveam chef să mai plec, mă rog, la o discotecă unde el pleca, că era tânăr, cu fiica mea, mă rog. Era o treaba lor, nu puteam să le impun eu ce să facă. Dar în rest, îmi plăcea cum se descurcă. Nu te duci așa aranjat. Mâine trebuie să ne trezim de vreme. Ies și eu până în oraș. Am muncit toată săptămâna. Cred că merit și eu asta, nu? Ai grijă ce faci. Nu ești în țară. Nu știi limba. Lasă că mă descurc. Ies cu niște prieteni. Hai, odihnește-te. Nu m-a așteptat pe mine, că s-ar putea să mă întârzi. De o echipă din cadrul unei societăți comerciale care asigura paza sondelor petroliere aflate pe raza localității despre faptul că au identificat într-o zonă împădurită din afara localității o carosire a unui autoturism care prezenta urme de ardere. În afara localității Spineni, într-o zonă împădurită, în zona sondelor petroliere, am constatat că cele semnalate se confirmă. De aici a fost mașina, uite, să văd cioburile aici. Suntem la o distanță aproximativ de vreo 3 km de drumul principal al Unișu, Spineni. În trupul de pădure 53. Este un drum forestier pentru exploatările materialului lemnos. Când colegul meu a venit aici, a văzut arbori arși cu o înălțime de aproape 2 metri și era o mașină carbonizată. Alături, în această zonă, au fost identificate plăcuțele de înmatriculare. Pe scaunul din dreapta era o rămășiță de corp uman, oase, un fragment din cutia craniană și tot în jur era ars, iar autoturismul nu mai avea niciun element care să nu fie carbonizat. În autoturism au fost găsite mai multe obiecte și bunuri, 3 legături de chei, mai multe monede, o unghieră și spre bordul autoturismului, o plăcuță care m-a dus cu gândul la o rămășiță de telefon mobil. În ușa din dreapta a fost găsit un ghiul, un inel, un ghiul al victimei, brățara care a fost găsită jos pe podea, iar în partea de jos a scaunului o verghetă din metal de culoare galbenă, de asemenea, stabilindu-se că aparține victimei. Cazul a fost un caz deosebit, pentru că în urma incendierii toate probele se distrug. Trebuia să ne luăm de fiecare mijloc de probă care l-am găsit la locul faptei. Am dispus ca rămășițele corpului uman să fie transportate la morgă pentru examinare. Dinții sunt cele mai tare oase ale corpului uman și rezistă la temperaturi înalte. Și spre norocul nostru am putut extrage profil genetic. Ați avut convingerea că acel cadavru carbonizat din mașină este cel dispărut? Bănuiele erau, dar
Ne trebuia și o confirmare științifică. S-au făcut, s-au relevat probe și s-au comparat cu membrii familiei. ADN-ul a confirmat că face parte din familie și nu putea fi altcineva decât cel dispărut, da. Am pus întrebarea de ce proprietarul, conducătorul auto este pe bancheta din dreapta. Chiar dacă a vrut să se omoare, de ce trebuia să stea acolo, de ce... Mă rog, erau întrebări la care nu puteam să răspund în primă fază. Locul unde am identificat acea caroserie se afla la o distanță apreciabilă de ultimele locuințe. Localitatea respectivă era populată la momentul respectiv cu persoane vârstnice. De cele mai multe ori locuiau singure, iar vegetația era destul de densă, motiv pentru care toate persoanele cu care am discutat la momentul respectiv ne-au spus că nu au observat absolut nimic. Focul a fost supravegheat de către autor, pentru că atunci când noi am venit la fața locului, nu mai era nimic. Deci cineva a supravegheat acest focar și a avut grijă să nu ia foc pădurea. Gândiți-vă că mașina era în mijlocul unei păduri. Din toate datele care au rezultat în urma cercetării la fața locului, s-a concluzionat clar că este vorba de un omor. Știam că avea două telefoane. Telefoanele nu au fost găsite în mașină. Au fost solicitate date despre ultimele convorbiri. Salut! Știi ceva despre telefon? Ai aflat ceva? Cumpărător de bună credință? Au fost găsite aceste telefoane la persoane care le cumpăraseră de la un centru de valorificare a telefonelor second hand. Din cercetări a rezultat și persoana care le-a vândut era chiar autorul. În momentul când a fost identificat, autorul nu mai era în țară. Era plecat în Spania. Vă rog, dați-mi urmărire generală pe Mihăiță Goran, 25 de ani, din Slatina, județul Olt. Polițiștii din Slatina au intrat în alertă după ce la hotarul județelor Olt și Argeș, în pădurea Spineni, a fost descoperită o mașină arsă și în interior cadavrul carbonizat al unui bărbat. Identitatea victimei a fost confirmată cu greu de legiști. Un temut cămătar și valutist din Slatina. Anchetatorii nu pot spune cu precizie ce s-a întâmplat în ultimele lui clipe. Prima ipoteză pe care au mers anchetatorii a fost răzbunarea. Miercurea, când a dispărut, a primit un telefon. După telefonul care l-a primit, a plecat și n-a mai venit. Deci eu cred că a avut ceva capcan. Până la urmă, toate probele au condus la un jaf, iar suspectul principal s-a dovedit a fi un fost vecin care a doua zi după descoperirea victimei a fugit în Spania împreună cu familia. Înarmați cu dovezi, procurorii secției de urmărire penală și criminalistică i-au convins pe judecători să emită pe numele lui Mihăiță Goran un mandat de arestare preventivă în lipsă. Pe numele său există și un mandat european, așa încât polițiștii de pe continent îl caută pentru a-l trimite în România. Îl paște închisoarea pe viață. În Spania am aflat și eu. Practic am văzut știrile Pro TV. Fiica mea nu știa nimic,
Eu nu știam nimic. Ce ai făcut, mă, nenorocitule? De ce n-ai spus nimic? Ce am făcut? Am fost și eu la o bere cu băieții. Bă, nu mă minți, bă. Ai omorât un om în țară. Nenorocitule, ce știi? Eu? Tate, e o greșeală. Eu n-am făcut așa ceva. Păi spun lui, uite Mihai ce ești căutat. Păi ce, de ce el foarte mirat? De fapt, era speriat, nu mirat. A zis că se duce să vadă și el. Poate nu e el. Și eu am spus, tu ești Duran Mihăiță, deci te-am văzut cum te văd. Tate, eu n-am făcut așa ceva. Trebuie să fie o greșeală. Bă, nu minți. Pușcăria te mănâncă. Pleacă momentul ăsta din casa mea. Eu, criminal, nu țin la ușe. Să pleci din casa mea imediat. Să nu mai au nimic de tine toată viața. Tate, e o greșeală. Să ieși din casa mea. Iar în seara aceea a plecat de la mine, deci. I-am spus, zic, la mine în casă nu mai stai. Te duci și îți cauți dacă nu te duci în țară. M-am întâlnit cu el după câteva zile, după ce a plecat de la mine. Și a zis că da, dar sunt mai mulți în combinația asta. Așa, deci așa, chiar așa s-a exprimat. Iar eu sunt nevinovat, practic. Păi zic, cum nevinovat dacă tu ai fost unde ai fost cu victima, zic. N-avea decât vreo 21 de ani, cam așa ceva, și s-am înhăitat cu oameni, foarte, foarte versați pentru timpul acela. Adică știau cum să facă banii și știau pe cine să racoleze. Adică le gădeau foarte repede victimele în plasă. Și el a fost una dintre victime. Cei din familie spuneau că de ceva timp el intrase într-un anturaj nu tocmai potrivit și că acel anturaj l-a dus către această decădere materială, socială. Noi amândoi știm că momentul în care un individ o ia pe calea săvârșirii unor infracțiuni sau intră într-un mediu în care se produce ceea ce noi numim socializarea spre infracțiune, pașii inițial sunt mici, dar apoi vine un moment în care pur și simplu se face pasul cel mare. Se dă o lovitură, se săvârșește o infracțiune, se trece la o infracțiune cu violență. Se pune în pericol viața unei persoane pentru a satisface nevoia de bani. Și de aici lucrurile clar merg către o carieră infracțională. Pentru că atunci când în jurul tău toți încep să săvârșească infracțiuni, e mult mai ușor să mergi și tu pe acel drum. S-a dus la persoana respectivă, am înțeles că avea să-i dea niște bani lui ginerele meu, victima. Și el a zis că ce mă, nu-ți dau niciun ban. Deci așa am înțeles eu de la el și acolo s-ar fi produs altercația, nu știu unde. Așa mi-a spus el, ce mi-a spus că victima a avut obiectul care l-a înjunghiat. Și iar fiind întors mâna, el fiind mai în forță, mă rog, fiind mai tânăr ca victima. Și, mă rog, ce mi-a povestit el, mi-a zis că sunt mulți implicați în chestia asta, dar ce eu fiind el cel mai mic, trebuie să-i spășesc eu. Asta am auzit de la el, asta spun. Mă rog, cum o fi fost acolo, nu-mi dau seama, că n-am fost acolo, ca să zic eu că, într-adevăr, așa este. Dar la nervi se produc multe. Indiferent cât de mare este infractorul, într-o zi s-ar putea să înceapă să vorbească cu o persoană față de care are un gram de încredere. Dar partea a doua, modalitatea în care o recunoaște, este specifică, ca de obicei, infractorului, care va da vina pe victimă, încercând să se disculpe de tot ce a făcut. Când e singur, n-ai ce să faci, trebuie să spui, da, eu am comis-o. Dacă sunt 3-4, lucrurile sunt mult mai simple și mai ușor de explicat, considerând că tu ai fost un mic pion sau un participant nesemnificativ în producerea evenimentului tragic. Dar pentru noi știm că este un punct de plecare. Apoi punem lucrurile în ordine și stabilim adevărul așa cum s-a întâmplat.
În acest caz, avem de-a face cu două persoane care se cunoșteau. Victima era cunoscut ca om care dă bani cu împrumut. De cealaltă parte, autorul este un om care avea probleme. Era vecin cu victima, vedea bunăstarea acestuia. Un autor celebru întreba, la ce râvnim, la ce vedem în fiecare zi? Această interacțiune zilnică și descoperirea diferențelor între victimă care a prosperat și autor care era sărac, mai devreme sau mai târziu, putea să nească la invidii, la dorințe, la nevoia cumva de a prelua din avutul victimei. Și de aici, până la trecerea de la act, nu e o cale atât de lungă. Fica mea a fost ca orice soție, să lucră cu soțul și cu copilul. Au plecat împreună și după o perioadă de vreo câteva săptămâni de zile, m-am întâlnit cu el și am spus, ar fi mai bine să te duci în țară să te predai, să-ți faci pedeapsa. Am venit eu în țară înainte, am vorbit cu niște domni de la poliție, cu niște ofițeri. Dânsii m-am întrebat de el, domnule, zic, momentan, zic, m-am întâlnit cu el, zic, nu știu de el acum, zic, dar când mă întorc înapoi, eu vă garantez că vine în țară. Am vorbit cu el, l-am pus la autocar, am sunat autoritățile aici în țară, a venit băiatul, s-a predat și mai departe nu știu ce am făcut. Teribila crimă pe care o săvârșise autorul părea că i-a trezit conștiința. Nopți nedormite, spaima că va fi prins, nenumărate coșmaruri și conștientizarea faptului că este un asasin cu sânge rece l-au făcut probabil pe autor să se predea. A venit aici la sediul poliției din Slatina, s-a apropiat de poarta instituției, dar nu a avut curajul să treacă dincolo de ea. S-a reîntors în parc privind spre clădirea pe care o considera un fel de capăt de linie al libertății lui, al vieții lui. A venit în țară, dar efectiv ezita să vină să dea ochii cu autoritățile direct așa și brusc. A dat târcoale pe lângă inspectorat, a fost zărit de un polițist care îl cunoștea, a anunțat câțiva colegi, luat, a dus și intrus direct în anchetă. Unde te aflai în data de 17 septembrie 2008? Păi, a trecut un an de zile de atunci, mai știu eu. Te rog să faci un efort, e important. În primul rând, dacă spui că ești nevinovat. Păi, am fost la muncă și apoi am avut niște treabă în oraș. Și nu te-ai întâlnit cu nimeni? M-am întâlnit cu niște prieteni. Care a fost atitudinea lui în anchetă? A recunoscut comiterea faptei sau a negat implicarea lui în această... O atitudine normală pentru un autor. Nu recunoaște în prima. Dar pus în fața probelor, nici nu le-a tăgăduit, dar nici nu le-a confirmat. Recunoști? Ce-a rămas din mașină? Probele însă au arătat că, fără dubii, că el este autorul faptei. În ziua de 17 septembrie, am plecat cu Luci spre Spineni. Acolo aveau bunicii mei o casă și voiam să-i arăt. Fuseseră un vecin când era mai mic și îmi promisese că îmi va da împrumut 2-3 mii de dolari. Bine, asta dacă am ce să pun gaj. Nu. No. E o greșeală asta. Nu avea cum să maneteze casa bunicilor, nu era nici pe numele lui, trăia maică-sa încă trăiește, deci nu avea nicio autoritate acolo ca să ducă. Deci și victima, fiind un cămătar, nu era așa de fraier să pună, cum să zicem, botul, un termen țărănești, să pună botul să ia o casă, nu știu ce, pe Temir, ce sau cum, să dai banii așa aiurea, lui Mihăiță. Nu. Deci nu, asta e o aberație. Alo, îți amintesc să mai aduceați banii? Păi și ce faci până la urmă? Vezi că dacă nu mi-aduci în seara asta, ai cu mine, înțeles? Bine, hai, noroc, noroc. În momentul în care au plecat, probabil că i-a spus că urmează să vadă o proprietate.
dar sunt convins că nu i-a spus niciun moment că proprietatea nu era pe numele lui și nu putea să o cașeze. Faptul că s-a dus în acel loc izolat ne arată că, de fapt, jaful a fost scopul fundamental al interacțiunii. Știm foarte bine că acești domni sunt destul de greu de păcălit și cine știe ce minune i-a promis pentru o sumă mică de bani. Ia zi-mă, sărăcie, tu de unde ai de gând să faci peste aia 2000 de dolari să îmi dai înapoi, a? Da, de ce vorbești așa cu mine? Și eu știu cum îți faci banii și nu zic nimic, da? Ce știi, mă, tu? Acum mă amenii sau ce? Nu, dar zic că ar trebui să ne știm fiecare lungul nasului înainte să... Ia auzi, mă, am ajuns și la de-asta, ești nebun la cap? Ia zi, mă, tu mie, ce știi despre afacerile mele? Nu contează, mă, ce știu. Bă, tu n-auzi, mă, să zici? Vorbesc singur. Pe drum ne-am luat la ceartă. M-a jignit că sunt prost, că am pierdut toți banii de la mama și că nu are încredere în mine. Ia zi, mă. Ce? De ce oprești? Hai, mă, să vedem ce știi tu. Cum adică? Hai, mă, ieși afară să vedem ce știi. Stai, mă. Vino, mă, afară să vedem ce știi tu atâta, dacă ești așa șmecher. Ieși, mă, afară, n-auzi? La un moment dat el a oprit mașina la marginea pădurii și am început să ne lovim. Bă, stai, mă, Luci, bă, termină, mă. Cămătarii consideră că în baza împrumutului acordat poate să-și controleze clienții. Ori lucrurile astea nu sunt întotdeauna așa. Bă, stai, mă, Luci, mă. Și după număr de clienți s-ar putea să apară unul care are alte gânduri și n-a venit să împrumute bani, ci a venit să ia bani. Termină, mă. Eu îi strigam să termine, dar el s-a înfuriat și mai tare. Mamă, îți vine o ție de hac, bă. Bă, termină. Termină, mă, Luci, la mine stai așa, mă. La un moment dat, bă, a scos un cuțit de sub scaunul șoferului. M-am trezit cu el lângă mine. Bă. Și încerca să mă lovească. Iar eu, din greșeală, l-am înșunghiat. Bă! Luci a căzut și și-a pierdut cunoștința. Dar sufla. Am verificat. Bă, ești bine? Bă, nu mă speria, Luci. Bă, ești bine, mă? Bă! Cred că toată povestea acolo este țesută ca să diminueze gradul de vinovăție al autorului. Din experiențele pe care le-am avut, de cele mai multe ori, oamenii care transportă bani au și un element cu care se protejează, de care nu se despart. Și el poate să fie un cuțit, poate să fie un pistol, poate să fie orice. Dar nu am întâlnit niciodată o situație în care să arunce cu obiectul care le asigură protecția spre un presupus autor. De aceea cred că povestea nu stă în picioare și nu este logică din perspectiva desfășurării evenimentelor. Cred că acolo a fost o chestiune premeditată care s-a întâmplat într-un moment prielnic în care autorul l-a înjunghiat pur și simplu. Stai cu mine, mă, tată! Mamă, tată, mă, stai cu mine, mă! Ginele meu s-a pierdut, fiind tânăr, vă dați seama, nu era un criminal, adică în serie, sau mai făcuse așa ceva, sau era obișnuit cu așa ceva. S-a pierdut și a făcut mai departe ce a făcut. Că dacă era așa de inteligent, nu făcea așa ceva. Eu în locul lui am spus, de ce n-ai sunat poliția atunci? S-a pus să fii stat acolo. Băi, Luci, stai cu mine. Lucian, Luci, stai cu mine. Luci, băi, nu face una ca asta, mă. Băi, nu face una ca asta, mă. L-am urcat în mașină, pe scaunul din dreapta, și eu m-am urcat la volan. Voiam să-l duc la spitalul din Slatina, pentru că era rănit grav și abia mai respira. Altă poveste foarte interesantă, cred că nici o secundă nu au plecat de acolo și că, de fapt, decesul a survenit foarte repede, așa încât povestea este doar scrisă să fie în avantajul autorului nostru. Luci! Bă, nu-mi face una ca asta, Luci! Plecatul spre spital nu este altceva decât o încercare de a spune că a vrut cumva să-l scape. Nu cred că a existat nicio secundă intenția sau dorința de a merge spre spital. Bă, Luci! De foarte multe ori, povestea care ni se prezintă este foarte departe de adevăr și fiecare încearcă să o prezinte într-o formă care să-i reducă pedeapsa.
Bă, Lucian! Bă! La un moment dat am văzut că nu mai mișca. Îmi dat seama că murise. M-am gândit cum aș putea să îl fac să dispară și nimeni să nu-și dea seama că am fost eu. Personal, cred că a fost ceva spontan. Omor, faptul că a vrut să ia bani, să... asta probabil s-a gândit de mai mult timp, dar nu cred că vrea să-l omoare. Este cunoscut faptul că persoanele care se ocupă cu cămătărie, cu valută și cu tot felul de trafic de obiecte de preț manipulează sume importante de bani. Nimeni nu știe, până la urmă nici membrii familiei, cu ce sume umblă la ei. Cert este că a rămas bună declarația autorului, cum că ar fi luat numai 1700 de euro. Chiar dacă soția victimei vorbea de 7000 de euro. Soția victimei știe niște amănunte de la soțul ei, dar nu știu dacă le știe pe toate. Dacă în momentul ăla mai avea cei 7000 de euro, așa cum știa că plecați de acasă. În momentul în care intenția a fost de omor și actul a fost de suprimare intenționată a vieții, din momentul acela știm că toți infractorii au o problemă. Trebuie să facă ceva cu cadavrul. Și de aceea mulți fac depesări, dau foc, stau într-un loc până se conving că nu mai rămâne nimic. Pentru a face greu identificabil corpul din interior și, bineînțeles, orice urme care au rămas în mașină. Ancheta a stabilit un lucru macabru, ca să zic așa. Autorul a stat acolo, a vegheat, a supravegheat și a făcut în așa fel încât totul să se sfârșească cum vrea el. Eu m-am supărat atunci, încă sunt supărat. Vă dați seama, e vorba de vieți omenești, nu e ca și cum am tăiat o găină sau un porc. A fost și ala un om, chiar dacă a fost așa cum a fost. Dar, vedeți dumneavoastră, așa a fost să fie, să se întâmple. Dar victima, fiind mai în vârstă, trebuia să nu-și pună mintea cu un copil, pentru că era un copil, practic. Salut, Mihaiță sunt. Băi, uite, am și eu o problemă. Da, știu că e târziu. Nemai având mașină, în loc, în torsura asta neașteptată, neplănuită, a luat un telefon al victimei, a introdus o cartelă veche, un prepaid, și și-a apelat un cumnat. Sunt în pădure. Vino să mă ieși pe mine. Pe la Spineni. În momentul în care a băgat cartela lui, chiar dacă era preplătită într-un telefon al victimei, ne arată că după săvârșirea evenimentului a intrat în posesia telefonului. Deci, el era primul care putea să fie cercetat. Hai că vin eu pe jos până la Tătulești, până acolo e drumul bun. Poți să mă iei de acolo? Acum, în starea de surescitare, omori un om, dai foc unei mașini, probabil s-a gândit că introducând o cartelă pentru un timp limitat, nu va fi identificat ulterior. Adică, în momentele acelea, pur și simplu caută să rezolve o problemă, să sune un prieten să vină să-l ia, dar s-ar putea să nu gândească mai departe. Din relatarea cumnatului, l-a găsit pe autor, foarte agitat, l-a luat cu mașina și l-a adus în Slatina. A simțit pe traseu că acesta miroase a combustibil, a funingine, dar nu a reușit să afle de la el ce se întâmplase de fapt. El a fost
dus la reconstituire după circa un an și două luni de la comiterea faptei și mi-aduc aminte că în momentul când autorul a ajuns la locul comiterii faptei, s-a pus pe plâns și nu se mai oprea din plâns. Că îi pare rău și că îi pare rău de ce a făcut. Și am spus, bine, dar trebuia să-ți pare rău atunci, era un om. Tu ai stat lângă el și ai văzut cum arde. Te mai amenințat să ieși înainte? Și ți-era frică pentru familia ta? Mihăiță este tatăl copiilor fiicei mele, deci tatăl nepoților mei, deci nu pot să-l contez niciodată, indiferent de ce a făcut. Știam că primise 18 ani, a făcut recurs și parcă îi dăuse 21, nu știu sigur. Fiica mea, practic, cred că nu și-a revenit nici acum. Orice femeie cred că nu-și revenea, adică îți mănânci tinerețea singură, crescându-ți singură copiii și așteptând să vină soțul. Normal că regretă. Deci numai un om care n-are suflet n-ar regreta. Cred că copiii nu știu pentru ce este. Fiica mea n-ar fi în stare să le spună. Probabil o altă chestie. S-a bătut tati cu cineva sau cam așa ceva. Dar nici în caz pentru problema aceasta. Faptul că el este un criminal nu se poate șterge. Pentru că instituția justiției a spus că este vinovat. Acest lucru nu poate să-l șteargă și, din păcate, acei copii vor fi oarecum etichetați o perioadă de timp. Dar el vrea să câștige o viitoare posibilă relație și atunci încearcă ca imaginea lui de criminal să fie cât mai stompată, pentru că știe că în condițiile în care fapta este abominabilă, relația cu copiii este pierdută aproape definitiv. Criminalul este acum după gratii și ceea ce își dorește cel mai mult este ca băieții lui să nu afle motivul real pentru care a fost pedepsit. El va sta mulți ani în închisoare și nu știe dacă, atunci când va fi eliberat, va mai putea privi pe cineva în ochi. Anturajul, banii și o ceartă scăpată de sub control au distrus mai multe vieți. Un bărbat a fost ucis, celălalt se află în pușcărie, iar familiile lor vor rămâne marcate pentru tot restul vieții. Come on.